Sâmbătă seara, după înfrângerea suferită de Vece Mureș la două puncte venită în ultimele secunde, în fața vicecampioanei CSMU Oradea, antrenorul Tigrilor Seculovici a declarat că se gândește foarte serios să renunțe la echipă. Mai mult, în conferința de presă, acesta a susținut că va anunța luni ce va face, ca și în alte dăți a beneficiat din plin de simpatia suporterilor care s-au mobilizat pentru a-l determina să rămână la timon a echipei. Fanii au postat chiar un mesaj de sprijin pe petitionline.com cu textul se arătăm încă o dată lui Srețco că noi, suporterii echipei BC Mureș, suntem alături de el și îl susținem în tot ce a făcut și face pentru echipa noastră de suflet și vrem să continuăm munca ce a început acum câțiva ani. Mesajul a fost asumat până luni de peste 180 de persoane. În aceeași zi a venit și comunicatul liniștitor din partea clubului, prin care a fost anunțată rămânerea lui Seculoviș la echipă. Conducerea clubului acordă în continuare încredere 100% atât a antrenorului Seculovici cât și lotului de jucători. Totodată, participanții la întâlnire au hotărât ca la finalul turului să evalueze împreună încă o dată parcursul și prestația echipei și să hotărască dacă va fi sau nu nevoie de schimbare în componența lotului. Se arată într-un comunicat de presă semnat de către președintele BC Mureș Cornel Lungu, postat pe bcmureș.com. Toată această agitație a fost provocată de înfrângerea tigrilor în fața CSM Uoradea, și care se adaugă celorlalte trei pe care BC Mureș le-a suferit în actuala ediție de campionat. Jucătorii Târgu Mureșeni au pierdut cu 76 la 78 partida și ocupă locul nou în clasament.